Noi le-am spus la toți absolut o singură condiție din partea celor care au format acest bloc: că ușile sunt deschise în acest bloc pentru toți cei care sunt pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală și cei care sunt pregătiți să semneze contractul obștesc privind uh, asumarea răspunderii penale pentru neexecutarea promisiunilor electorale. Da, legislația Republicii Moldova permite, nu permite, așa permite domnul Gheorghe, colegii dumneavoastră revide o să poată să găsească, articolul 329 din codul penal prevede o asemenea, deci o asemenea situație. Și atunci noi am spus, dacă sunteți pregătit să vă preluați, să vă asumați răspunderea penală pentru că veți, unul, veți participa și veți vota pentru rezilierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dacă veți vota pentru desfășurarea refer referendumului republican privind aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, dacă vă asumați răspunderea pentru a vota proiectul de lege privind interzicerea plecării hotare a funcționarilor publici, ministrilor, viceministrilor și așa mai departe, a căror proprietăți depășesc veniturile legale pe care le au, dacă sunteți pentru Interzicerea activității partidelor politici și organizațiilor obștești care cheamă la lichidarea statului Republica Moldova. Și dacă sunteți pentru interzicerea persoanelor cu dublă cetățenie să dețină cele mai înalte funcții în stat, inclusiv membru Curții Constituționale, poftim, ați semnat contractul, ușa este deschisă. Evident că persoanele care nu au avut tărie de caracter să-și uh, asume această responsabilitate nu se regăsesc în acest bloc.